Bun găsit la știri, Solmănin, care sunt cele mai importante evenimente din Pașcante, cu frumos Hârlău și comunele din împrejurii. Ca șocant, la sfârșitul săptămânii trecute, într-o suburbie a municipiului Pașcani, un copil în vârstă de 11 ani a fost găsit în șanț, bătut și în comă alcoolică. La fața locului a ajuns și un echipaj medical, iar minorul a fost transportat la Spitalul Municipal de Urgențe. A fost anunțată și poliția, iar oamenii legii au identificat agresorul, un tânăr din aceeași localitate. S-a deschis dosar penal, iar cercetările continuă. Un copil în vârstă de 11 ani a fost găsit sâmbătă noaptea în jurul orei 23, aruncat într-un șanț din suburbia Boșteni, bătut și sub influența băuturilor alcoolice. Un localnic a sunat la 112, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj medical cu asistent. După ce i s-au acordat primele îngrijiri, minorul a fost dus la Spitalul Municipal din Pașcani. Sâmbătă la ora 23:09, prin apel la 112, Serviciul de Ambulanță Județean Iași, substația Pașcani, a fost solicitat să intervină în localitatea Boșteni pentru un copil de 11 ani agresionat. S-a dirijat de urgență un echipaj medical cu asistent. La locul solicitării au găsit în șanț un pacient de 11 ani policontuzionat prin agresiune, având hematom la nivelul globilor oculari, la nivelul feței buza superioară și inferioară, etilism acut, numeroase echimoze și escoriație la nivelul toracelui. A fost anunțată și poliția în legătură cu acest caz, iar în scurt timp oamenii legii au identificat agresorul. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași au precizat că este vorba despre un tânăr din aceeași localitate în vârstă de 23 de ani. Poliția a fost sesizată despre faptul că un minor a fost agresat de către un tânăr. Polițiștii au întocmit un dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, iar aceste cercetări continuă pentru stabilirea situației de fapt și pentru luarea măsurilor legale care se impun. S-a întocmit un dosar penal pentru lovire și alte violențe și se continuă cercetările. Deocamdată nu se știe de la ce a pornit acest conflict și cum a ajuns un copil să fie bătut și în comă alcoolică, părăsit într-un șanț. Moartea unui cetățean de etnie romă a făcut ca Spitalul Municipal, dar și trotoarele, să fie pline de membrii familiei, prieteni și cunoștințe ale acestuia. Poliția a fost solicitată să intervină pentru a calma situația, mai ales că personalul medical de pe ambulanța susită la fața locului a fost agresat verbal și fizic. Bărbatul din Moțca, cunoscut cu probleme medicale, a fost declarat decedat, iar aparținătorii au luat cadavrul acasă fără să fie făcută necropsia. Aproximativ 100 de persoane au luat cu asalt Spitalul Municipal duminică seara în jurul orei 22. Asta pentru că un bărbat din Moțca, Nicolae Cercel, zis Flavius, a fost declarat decedat în urma gravelor probleme de sănătate pentru care era cunoscut de personalul medical. Dat fiind faptul că era de etnie romă, conform culturii acestei etnii pe care noi o cunoaștem foarte bine, pentru că colaborăm și coabităm cu aceștia. În curtea spitalului au venit în termen scurt un număr mare de confrații acestuia, rude, prieteni. S-a estimat în jur de 70-100 de persoane. Familia bărbatului în vârstă de 42 de ani a chemat de urgență o salvare la domiciliu, însă personalul medical, cu tot efortul depus de a-l salva, nu a mai avut ce face. Ba mai mult, asistenta a fost agresată fizic și verbal de către membrii familiei. Menționez că la această solicitare echipajul de pe ambulanță a fost agresat atât verbal cât și fizic de persoanele aflate în anturajul pacientului. S-a anunțat poliția pentru cercetări. Din păcate, nu este prima dată când echipajul ambulanței au parte de agresiuni, fie fizice, fie verbale, la locul intervenției. Acesta a fost adus la unitatea medicală unde s-a constatat decesul. În cursul serii de ieri, în compartimentul de primiri urgențe, a fost primit un pacient decedat din Moțca, un pacient în vârstă de 42 de ani, care era cunoscut spitalului nostru, pacient cu multiple afecțiuni, boli de nutriție, afecțiuni cardiovasculare, un pacient care avea tratament cronic și care era pacientul spitalului nostru. A fost solicitat sprijinul oamenilor legii care nu au intervenit însă, pentru că nu au fost incidente. Aparținătorii doreau corpul neînsuflețit al bărbatului fără să efectua necropsia.
Doliu în orașul Hârlău și mai ales în lumea culturală din localitate, Paul Iancu, cetățean de onoare, muzeograf, dramaturg, scriitor și istoric, a încetat din viață la domiciliu duminică. Directorul Muzeului Viei și Vinului avea 77 de ani și era cunoscut ca un om implicat în activități culturale și școlare, punând bazele mai multor evenimente în oraș. Unul dintre cei mai iubiți hârlăuani a încetat din viață la vârsta de 77 de ani. Paul Iancu, directorul Muzeului Viei și Vinului, și-a găsit sfârșitul pe 17 septembrie la domiciliu. Acum cei care l-au cunoscut îi aduc un ultim omagiu dramaturgului, scriitorului și istoricului Paul Iancu. Și administrația locală, prin primarul Radu Curcă, transmite regrete și condoleanțe familiei. Mare pierdere pentru orașul Hârlău prin dispariția fulgerătoare a celui care a fost directorul Muzeului Viei și Vinului din orașul Hârlău la vârsta de 76 de ani. Momente triste pentru locuitorii orașului Hârlău. Întrucât a plecat dintre noi muzeograful Paul Iancu, directorul Muzeului Viei și Vinului din orașul Hârlău. Transmitem sinceri condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. Astăzi suntem mai săraci și mai triști. Cunoscut fiind ca autor de carte, profesor de muzică, director al Casei de Cultură din Hârlău, ctitor al Muzeului Viei și Vinului din Hârlău și nu în ultimul rând colaborator tenace al Liceului Tehnologic Hârlău, președinte al Fundației Culturale Petru Rareș, inițiator și director al Teatrului Popular Petru Rareș, ce a adus pe scenă în numeroase spectacole teatrale mari actori și artiști ai României, Paul Iancu este cetățean de onoare al orașului Hârlău. Paul Iancu era cunoscut ca fiind o persoană foarte implicată în activitățile culturale și școlare ale comunității. Toți regretă trecerea neființă și declară o mare pierdere pentru mișcarea culturală a Hârlăului. Înmormântarea va avea loc marți la cimitirul Sfântul Vasile din localitate. Dumnezeu să-l ierte! În curând, românii pot fi avertizați cel mai probabil printr-un SMS în cazul în care vor apărea fenomene meteo extreme. După tragedia de duminică din vestul țării, guvernul anunță dezvoltarea unei aplicații astfel încât populația să fie înștiințată din timp de eventualele furtuni violente sau alte pericole. Și președintele țării a cerut această măsură astfel încât să fie evitate tragediile. Pentru a preveni tragedia de duminică din vestul țării, guvernul anunță dezvoltarea unei aplicații de avertizare a populației în cazul unui fenomen meteo extrem. Premierul Mihai Tudose a precizat că în următoarele zile se va lucra la stabilirea unui sistem de alarmare funcțional prin intermediul rețelei de telefonie mobilă. Nu se poate lua o măsură fizică împotriva unei furtuni sau unui viscol. Ceea ce va fi o prioritate începând de astăzi este să stabilim un sistem de alarmare funcțional. Este o idee. Am vorbit cu specialiștii ca prin intermediul rețelei de telefonie mobilă, toți cei aflați în zonele unde există riscul să se petreacă aceste fenomene meteo extreme, să primească o avertizare pe telefon. Va trebui să lucrăm cu ISU și cu operatorii de telefonie. Nu se poate vorbi de o aplicație contra cost, deci o să fie gratuit, a precizat premierul într-un articol postat pe Mediafax. Și președintele țării a spus că absența unui astfel de sistem reprezintă un factor de risc la adresa siguranței naționale și a cerut să se ia măsuri în acest sens. De asemenea, a precizat că trebuie derulate campanii pentru educarea și conștientizarea populației în ceea ce privește modul de reacție a oamenilor atunci când se confruntă cu fenomene meteo periculoase, potrivit unui mesaj postat pe site-ul oficial. Menționând că în această săptămână se anunță o răcire a vremii cu averse și descărcări electrice, dar și intensificări ale vântului. Comisia NL din Primăria Bașcan se întrunește mâine pentru a analiza cazul consilierului PNL Andrei Râznic, cel care a dat o declarație falsă în fața notarului pentru a obține o locuință de la stat. Membrii comisiei vor să facă un raport care să fie înaintat consilierilor locali cu scopul de a decide ei dacă va fi înaintată sau nu o plângere penală organelor de anchetă. Legat de ședința privind ANL-urile, locuințele ANL, au fost în evidență un număr de 50 de dosare, vă mai povesteam, din care 11 au fost eligibile. 38 nu și-au reactualizat dosarele sau au renunțat pur și simplu la cerere. Un dosar a fost neeligibil, ceea ce a scris și dumneavoastră în presă, e vorba de domnul consilier Andrei Râznic, care a deținut în anii anteriori un apartament. În anul 2013, domnul Râznic a depus la dosarul personal prin care solicita atribuirea unei locuințe ANL o declarație notarială, cum că nu a mai deținut o locuință proprietate personală, având în vedere contradicțiile din dosarul personal adresat la Serviciul de Taxe și Impozite locale, prin care ni se certifică faptul că domnul Râznic a deținut un apartament,
Considerăm că este de datoria organelor competente pentru soluționarea acestei situații. Vă mai spun că mâine se va întâlni din nou această comisie și că tot comisia în cauză va face un raport în ceea ce privește situația pe care am prezentat-o mai devreme către Consiliul Local Pașcani. De cealaltă parte, consilierul liberal susține că nu a folosit niciodată apartamentul cu care apare în evidențele serviciului taxe și impozite locale, pe motiv că imobilul ar fi fost cumpărat în rate și nu au fost achitate toate, iar mai apoi a fost vândut altei persoane. El a recunoscut că a greșit în declarația dată în fața notarului când a susținut că nu a deținut nicio locuință, dar susține că nu a făcut-o intenționat. Referitor la cazul ANL, Vreau să vă spun că, într-adevăr, a fost o greșeală din partea mea, făcută dintr-o neatenție și rezultată de pe urma unei situații mai complicate în legătură cu fosta locuință. Eu, crezând că proprietar, să spunem, de fapt, devii în momentul în care achiți toți banii către fostul proprietar, iar în momentul în care am depus dosarul la ANL, nu am mai verificat încă o dată contractul de vânzare-cumpărare și de aici a apărut situația. Vă dați seama că dacă cunoșteam că situația nu este tocmai în regulă, mai ales în actualul context în care eu sunt consilier în opoziție și dosarul ar fi fost analizat și de cei de la putere, care sunt sau abia așteptau să mă prindă cu ceva, nu aș fi mers mai departe. Consilierul liberal își cere scuze pentru această situație. El spune că își va retrage dosarul de la primărie pentru a nu mai fi pe lista solicitanților. De aceea, repet, a fost, să spunem, o greșeală din partea mea, pentru care cer scuze pășcănenilor. Nu este un gest făcut ca și consilier local, este făcut acum 8 ani de zile și, mai mult de atât, deocamdată nu am ce să vă spun decât că regret situația și voi merge să retrag acel dosar de la ANL. În momentul de față, consilierul pășcănean locuiește împreună cu familia într-un apartament pus la dispoziție de părinți. În anul 2013, el a depus o cerere la primărie pentru a primi o locuință ANL. Dosarul a fost actualizat în acest an, iar Comisia de Verificare a constatat că Andrei Râznic a deținut o locuință conform datelor de la finanțe în perioada iulie 2010-aprilie 2011. În același timp, consilierul a pus la dosar o declarație notarială pe propria răspundere, din care reiese că nu ar fi deținut nicio locuință. Menționă că în astfel de situații, funcționarii publici sau reprezentanții administrației locale trebuie să înștiințeze organele de anchetă. Scandalul rușinos astăzi în ședința legislativului pășcănean, aleșii locali nu au ajuns la o înțelegere privind indemnizațiile lunare pe care aceștia ar urma să le primească și numărul minim de ședințe la care ar trebui să participe. Primarul municipiului a supus aprobări un proiect de hotărâre prin care consilierii ar fi urmat să stabilească cuantumul procentual până la 10% din indemnizația primarului conform prevederilor legale. El a explicat că nu funcționarii, ci consilierii trebuie să stabilească acest procent, iar în lipsa unei hotărâri nu vor fi achitate indemnizațiile. Deci trebuie clarificată problema. Deci eu, din punctul meu de vedere, mergem cu 10%, dar nu o să vă semnez pontajul și nici la contabilitate nu fac statul de plată și... Deci, probabil, când am venit cu coeficienții de ierarhizare, trebuia stabilit prin proiectul de hotărâre, trebuia stabilită și indemnizația consilierului. Nu s-a făcut treaba aceasta atunci, ulterior, din discuțiile personalului în subordinea mea, au ajuns la concluzia că ei nu știu cu cât să calculeze indemnizația. În mod de punct de vedere juridic, avem juriști să-și spună poziția și dumneavoastră nu vă obligă nimeni să votați cu așa sau așa. Deci, dar trebuie rezolvată problema, pentru că a rămas o mică codiță de la aprobarea coeficienților de ierarhizare din ședința din iulie. Fantazia a mai spus că în anii trecuți Curtea de Conturi a cerut banii înapoi de la unii consilieri locali, tocmai pentru că toți primeau aceeași sumă, indiferent la câte ședințe participau. Am insistat la Curtea de Conturi să lămuresc problema cu debitele anterioare,
Nu a plătit nimeni, dar se punea problema să dea indemnizația înapoi. Deci de indemnizație vorbesc. Lucrurile trebuie clarificate acum, clarificațiile 10%, 9%. Dar mai mult de 10% prevede legea, clar că nu se poate depăși. În replică, consilierii din opoziție au spus că nu vor vota acest proiect, motivând că ar fi în stare de incompatibilitate. Fără să mă aprec asupra fondului proiectului de hotărâre care, din punctul meu de vedere, e greșit, vreau să vă spun că noi, consilierii liberali, nu vom participa la vot, deoarece, din regulamentul Consiliului Local, articolul 127, nu poate lua parte la deliberare și adoptarea hotărârilor consilierului local, care fie prin fie personal, fie prin soț, afin sau rude, până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă de dezbatere în Consiliul Local. Ne puneți în de lucru, domnul primar. Noi să ne votăm indemnizațiile, care pot fi, în același timp, pot atrage o răspundere penală. Atât timp că nu se modifică regulamentul Consiliului Local, nu se votăm. Așa că. Alți consilieri locali au fost de părere că nu trebuie aprobat niciun proiect de hotărâre, iar plata să fie făcută ca și până acum, fără votul lor. Din punctul meu de vedere, nu trebuia să existe acest proiect de ordine de zi, întrucât s-a modificat doar indemnizația primarului sau salariul primarului și nu este vorba de procentul de care beneficiază consilierii. Deci el trebuie să rămână același, care era și înainte, fiindcă nu a fost referire în lege și la consilier. Secretara și juristul primăriei au explicat aleșilor locali că trebuie să-și stabilească indemnizațiile, la fel cum s-a întâmplat și în Parlamentul României, pe motiv că legea a fost modificată și că nu sunt în incompatibilitate. Și asta este o excepție care de altfel se regăsește și în Parlamentul României. După cum bine știți, îi votează singur indemnizațiile. Iar articolul din lege, care dumneavoastră spuneți că v-a citit, spune: indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 10%. Cum poate un salariat de la contabilitate să aprecieze cât este până la? Dă el cât vrea? 8%? 7%? 5%? Astăzi ce este stabilit? Cât păi, este stabilită asta? Nu este, asta este legea. Deci, asta este legea. În această hotărâre de Consiliu, după care schimbăm regulamentul și spunem cât este indemnizația. În legea 153, cea adoptată în 2017, se face derogare de la articolul 34, alineatele 1 și 2, și se prevede că indemnizația este stabilită până la numărul 10%, pentru numărul maxim de ședințe. Mai mult, viceprimărița Gabriela Nedelcu a subliniat că și alte administrații locale din țară au votat un astfel de proiect. Vreau să vă spun că sunt cazuri de OAT-uri care au votat proiecte de hotărâre similare cu cel spus dezbaterii astăzi, dar pot să mai dau un exemplu, sunt OAT-uri care și-au votat quantumul la modul pentru o ședință ordinară, participarea 4%, pentru o ședință ordinară și o ședință pe comisie 6%, pentru ședință ordinară și două de comisie 10%. În același context, consilierul PMP Sorin Olariu a propus ca aleșii locali să încaseze o indemnizație lunară minimă, nu maximă, de 1% din cea a primarului, de 10 ori mai mică decât cea permisă de lege. Asta deoarece consilierii nu au candidat pentru a fi plătiți, ci pentru a munci în folosul comunității. Nu știu dacă am venit neapărat pentru bani. Eu propun să punem 1% și am terminat discuția. Propunerea Îndrăzneață a fost aprobată doar de 5 consilieri locali, inițiatorul, viceprimărița Gabriela Nedelcu, Vasile Haldan, Leonard Ursu și Codrin Toma. Cât i-a spus domnul Valeriu până la numărul de ședință? Și una și una, da? Cine este pentru? Supunem la vot, cine este propunerea cu 1% pentru numărul de ședință? Da? Cine este pentru? Deci 1, 2, 3, 4. Cine este împotrivă? Împotrivă cine este? Domnul consilier. Da, dar mai este și alții. Deci, au fost 3 împotrivă, cine este împotrivă? Cine este? Deci, 3 au fost pentru, cine este împotrivă? 5 pentru. Mai spunem o altă la vot. Cine este pentru propunerea domnului Olariu? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Domnul Olariu.
Până la urmă, proiectul a fost supus aprobării și respins, fără să fie precizat procentul privind indemnizația consilierilor și numărul de ședințe la care trebuie să participe. Amendamentul propus de președintele de ședință, 10% din indemnizația primarului pentru o ședință ordinară și două extraordinare, nu a întrunit numărul necesar de voturi. Viceprimărița Gabriela Nedelcu a votat împotrivă, pe motiv că liberalii vor să se folosească de votul PSD pentru a-și încasa indemnizațiile. Nu, pentru că nu a fost clar și mi se pare onest și corect din partea consilierilor PNL să folosească faptul că noi avem majoritatea în Consiliul Local ca dumneavoastră să-și încaseze indemnizația. Vreau să fie responsabil și să voteze ca atare. Să vină cu propunere dacă nu se acord cu această quantum, nu așa. Dar foarte bine să faceți o conferință de presă după și spuneți că v-ați împotrivit și nu sunteți de acord cu asta. E inclusiv pe asta campanie electorală. Exact. Eu, de aceea nu am dat să o ședință pe comisii, da? Un zici ca să vă rozmăjiți veniturile după... Nu, că așa trebuie. Cum așa trebuie? În replică, consilierii PNL au explicat că s-au abținut de la vot pe motiv că au primit proiectul târziu și nu pot dezbate această temă de față cu presa. Ei au cerut ca indemnizațiile să fie stabilite prin modificarea regulamentului de funcționare a consilierilor locali. Știți care este din punctul meu de vedere, domn președinte? Un singur punct de vedere. Încerc permisiunea să mai spun câte ceva. Deci, așa se întâmplă în momentul în care veniți la o ședință cu un proiect cu ori înainte. Pentru că dacă ne chemați un pic și discutăm, analizăm lucrurile, acum suntem în fața camerei de la VD, un subiect care nu este pregătit terenii, care se vede că nu a fost discutat dinainte, din punctul nostru de vedere, doamna secretară, practic noastră l-ați pregătit. Deci asta este situația. Părem și pe liberi acum că discutăm despre câteva sute de lei. Consilierii pășcăneni nu și-au mai încasat indemnizațiile de două luni. Conform legii, ar putea obține până la 10% din indemnizația primarului. Cum edilul încasează lunar 9.425 de lei brut, consilierii ar putea încasa până la 942 de lei și 50 de bani brut pe lună. Până vineri se marchează la nivel european săptămâna mobilității, adică în fiecare oră se dorește renunțarea la mașini pentru un mediu mai puțin poluat. Evenimentul a fost marcat și în județul Iași, iar zeci de bicicliști au dat întâlnire pentru a face o plimbare prin oraș. La fața locului au venit și oamenii legii care au vorbit prichindeilor despre cum trebuie să ne echipăm corect atunci când mergem pe bicicletă. Zeci de pășcăneni s-au aliniat în centrul Pașcanului pentru a participa la evenimentul dedicat săptămânii mobilității europene. Cu mic, cu mare au scos bicicleta. Prichindei au profitat de faptul că în centru s-a închis un sens de mers și au putut pedala fără probleme pe stradă. Cei peste 14 ani s-au aliniat la start și au pornit într-un circuit al Pașcaniului. După cum știți, în fiecare an, între 16 și 22 septembrie, la nivel european, se desfășoară acțiunea Săptămâna Mobilității Europene. Și în acest an, municipiul Pașcani este înscris ca oraș participant. La fața locului au ajuns și oamenii legii, iar agentul Simona Isigioaie de la proximitate a vorbit celor prezenți despre regulile ce trebuie respectate ca biciclist, dar și cum trebuie echipat vehiculul cu două roți. Conducătorii de biciclete trebuie să aibă vârsta minimă de 14 ani. Orice bicicletă care merge pe drumurile publice, se deplasează pe drumurile publice, trebuie să fie echipată corespunzător. Asta ce înseamnă să aibă dispozitive luminoase și dispozitive reflectorizante, da? Conducătorii de biciclete trebuie să meargă în șir, deci nu mergem paralel decât în cazul în care sunt activități de genul acesta planificate. Nu trebuie să ne urcăm pe biciclete sub influența băuturilor alcoolice, ale substanțelor stupefiante sau ale medicamentelor cu efecte similare acestora. Nu luăm de pe ghidon mâna, deci trebuie să ne deplasăm cu măcar cu o mână pe ghidon și cu ambele picioare pe pedale.
Scopul campaniei este de promovare a formelor alternative de transport ecologic și de a sublinia faptul că mobilitatea sporește în mod clar calitatea vieții în orașe, ajutând la reducerea poluării aerului, poluării fonice, accidentelor și la reducerea numărului persoanelor obeze. Renunțând pentru o săptămână sau numai pentru o zi la mașina personală, aducem beneficii imense, atât mediului cât și sănătății noastre. Dacă doriți să faceți parte din Centrul de Excelență Pașcan, se fac înscrieri pentru admiterea la cursuri. Momentan sunt așteptați plichidei din prima rătoritori să știe mai multă matematică decât se predă la ore. Startul înscrierilor s-a dat deja, iar examenul are loc sâmbătă la Mirocostin. Centrul de Excelență Pașcani organizează în anul școlar 2017-2018 activități de pregătire la matematic a elevilor din clasele a 3-a și a 4-a. Înscrierea elevilor se face la Secretariatul Liceului Teoretic Miron Costin din Pașcani în această săptămână. În anul școlar 2017-2018, Centrul de Excelență Filiala Pașcani va organiza cursuri de pregătire pentru elevii claselor a 3-a și a 4-a la disciplina matematică. Înscrierile au loc la sediul Liceului Teoretic Miron Costin Pașcani, începând de astăzi, 18 septembrie, până pe 21 septembrie. Testarea pentru admiterea la Centrul de Excelență va avea loc sâmbătă, 23 septembrie, de la ora 9, la Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani. Proba va avea o durată de 90 de minute. Testarea va avea loc pe 23 septembrie, sâmbătă, la ora 9. Copiii sunt așteptați până la ora 8:30 cu carnet de elev vizat și fotografie. Se vor constitui câte o grupă la fiecare nivel, formată din câte 24 de elevi. Fișa de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul ISJ Iași sau chiar de la Secretariatul Liceului Teoretic Miron Costin din Pașcani. O comună din apropierea Pașcanului are de săptămâna trecută încă 3 cetățeni de onoare. Nu sunt oameni ai locului, dar pot fi considerați fiii satului. Este vorba despre 3 persoane de cetățenie franceză care vin an de an în localitate, participă la spectacolele artistice și donează comunității lucruri utile. Diplomele și plachetele le-au fost oferite de către reprezentanții administrației locale într-un cadru festiv. 3 francezi au devenit de săptămâna trecută cetățeni de onoare ai comunei Heleșteni. Vineri, într-un cadru festiv, reprezentanții administrației locale le-au oferit diplome și pachete care le conferă acest titlu. Primar, Consiliul Local. Domnule Consiliul Local. Are onoarea. Onoarea. De a vă acorda titlul de cetățean de onoare comunei Heleșteni. O plachetă, cetățean de onoare al comunii Heleșteni. Așa, și aici o mică broșură de prezentare a comunii Heleșteni, printre care și marchim la zile comunii. Deci comuna Heleșteni, județul Iași. Primarul din Heleșteni și Consiliul Local, în baza hotărârii numărul 43 din 31-2017, declarăm domnul Bernard Farjol, cetățean de onoare al comunii Heleșteni. Declarăm. Domnul Didier Fajor, cetățean de onoare al comunei Heleșteni, de pentru care îi oferim prezentul certificat eliberat la Heleșteni la data de 15 septembrie 2017. Primar Constantin Dura. Felicitări! 2 bărbați și o femeie fac parte din grupul muzical Amazing Grace și de ani de zile vin la Heleșteni unde participă la tot felul de festivaluri. Pentru că s-au îndrăgostit de aceste locuri și de tradițiile zonei, au venit îmbrăcați în portul popular românesc. Edilul comunei Constantin Hâr a fost cel care le-a înmânat diplomele, iar franțuzoaica a primit și o ie. Iar soția? Doamne, a primit și o ie. Ce Parteneriatul între Primăria Heleșteni și grupul din Franța a început în anul 2013. De anul trecut, ei au donat pentru comună echipamente pentru pompierii voluntari, iar în curând au promis că vor aduce și o auto specială pentru situațiile de urgență. Mais, je ne suis pas déçue du tout, parce que j'ai pu acheter, nu sunt deloc decepționată pentru că am putut să cumpăr, un alt camion, de pompier. Deux fois plus beau. De două ori mai frumos. Et il est extraordinaire. La promesse, c'est que nous sommes en train, en ce moment, d'acheter, changer les pneus, parce que les pneus en France qu'il y a, ce sont des pneus qui ne sont pas faits pour la route,
Problema este că acum ne trebuie să facem niște cumpărături, în primul rând pneurile care trebuie să fie adaptate drumului din Franța până în România. Menționăm că administrația locală din Heleșteni a acordat până în prezent 12 titluri de cetățeni de onoare pentru scriitori din comună precum Horia Zilieru sau Emilian Marcu. Tradițiile, locurile, portul, activitățile și oamenii se pare că au făcut din comuna Râgiunasa să fie pentru al treilea an consecutiv cea mai frumoasă localitate din județul Iași. Evenimentul Festivalul Folcloristic a adunat sute de oameni pentru a participa la cele două zile de tradiție și folclor. Au avut loc și momente artistice cu muzică și comedie, dar și ateliere meșteșugărești. Localitatea care a câștigat premiul ediției folcloristică din acest an este Râgiunasa. Pentru al treilea an consecutiv, comuna a reușit să obțină acest trofeu. Și, cum spuneam noi, marele premiu, anunțăm, parcă totuși n-aș vrea, aș dori să vă mai mențin un pic emoțiile, dați-mi în continuare o diplomă de prețuire. Premiul cel mare, Băitănească de Râgiunasa. Doamna instructoare Axinte, ducem mai departe această tradiție și aveți într-adevăr niște dansatori, Axenia, pardon, ducem mai departe aceste dansuri frumoase. Deci, încă o dată, Băitănească Râgiunasa, locul întâi, marele premiu. Felicitări încă o dată! Reprezentantul comunei, Cristina Axinia, este mândră că a reușit această performanță alături de echipa cu care a participat, de la prezentarea cântecelor și dansurilor populare până la costumele tradiționale. Munca și dorința de a fi cei mai buni le-a adus acest premiu. Suntem mândri pentru că pentru cea de-a treia ediție suntem câștigătorii celui mai frumos și tradițional sal din județul Iași. A fost un concurs destul de încărcat în evenimente și prin faptul că alături de noi a concurat și alte localități, au concurat de 6 comune, fiind foarte apropiați de comuna Costești, care prin cântarea noastră în acest an și-a dat tot concursul și chiar am apreciat eforturile atâtor cadre didactice și chiar preoți care s-au implicat în actul de cultură. Festivalul folcloristic s-a desfășurat pe parcursul a două zile în weekendul ce tocmai s-a încheiat și a adunat la start reprezentanții mai multor comune din județ. De pe listă nu au lipsit Balș, Bălțați, Lețcani sau Țuțora, care au participat la parada stabilită pentru ziua de duminică. În tot acest timp au avut loc momente artistice cu tot ce e mai frumos și reprezentativ din fiecare localitate participantă. Pe scenă au urcat rând pe rând ansambluri de dansuri populare sau artiști în devenire. Cei prezenți au putut vedea și participa la atelierele meșteșugărești pregătite cu mult drag de organizatori, Asociația Siris din Târgu Frumos. De aici nu au lipsit jocurile de cel mai brav flăcău sau olimpiada de desfăcat porumb. 2, 1, start! Hai, Febi! Hai, George! Hai, Febi! Avem și susținător, hai, Febi! Hai și George! Hai, George! Hai, George! Hai, George! Hai, Febi! Hai, Febi! Hai, Febi! Acum, hai, Febi!
Pentru a destinde atmosfera, pe scenă a urcat și Poful de Râs, cu umorul tradițional românesc, care a ținut mai multe momente de stand-up comedy. Hey, eu am fost cândva, să știi, eu am fost cândva gospodar, hey. Da. Am avut cal cu mânierii. Da. Și am avut și găini, când pleca vecinul de acasă. Like, vecinul meu era găinare. Ai, câte găini aveau, ai de mine, măi. Și le hănea el cu mânuțul lui, tu, ai, și zice. De asemenea, doritorii au putut vedea și adevăratele costume populare românești din zona Moldovei. Aici, un specialist a vorbit despre motivele folosite, tehnica, istoricul și identitatea fiecăruia. Pe plan local, în Heleșteni, avem o bogată activitate de promovare a tradițiilor specifice zonei noastre, și anume țesutul, în special după confecționarea măștilor. Și aș vrea să vă arăt că acest costum pe care îl port pe mine este totalmente cusut și lucrat în casă de mână de către o femeie care țese și coase de mână, și după cum observați este deosebit, deci este lucrat manual în totalitate. Avem diverse activități intitulate Sipetul Bunicii, în colaborare cu Direcția Județeană de Conservare a Tradițiilor și Obiceiurilor Specifice. Organizatorii, voluntarii de la Asociația Siris din Târgu Frumos sunt mulțumiți că evenimentul a fost o reușită și speră ca de la an la an să devină din ce în ce mai bun și mai ales să atragă cât mai multe persoane. Festivalul este organizat de voluntari și a luat ființă din dorința noastră a tinerilor de a aduce în prim plan tradițiile și obiceiurile zonei noastre, pentru că, după cum știm, acestea nu mai sunt foarte actuale, iar tinerii încep să aibă preocupări mult prea îndepărtate de folclor. Amintim că premiul constă în organizarea unor evenimente culturale inedite și implementarea unui proiect Erasmus în comunitate. Poezie și muzică la sfârșitul săptămânii trecute la Târgu Frumos, Casa de Cultură Garabeti Brăileanu din oraș a găzduit o dublă lansare de carte a doi autori din oraș. Olina Petro și Titi Nechita au prezentat publicului noile creații, ambele din colecția Floare de Colț, apărută sub egida Asociației Universul Prieteniei din Iași. Au fost și momente artistice susținute de tinere talente. Eveniment cultural sâmbătă la Târgu Frumos, doi scriitori din oraș au lansat volumele noi de poezii într-un cadru festiv. Cărțile au fost prezentate de scriitoarele Corina Matei German și Valentina Beckart. A fost un public numeros în sala instituției publice din oraș, iar pe scenă au urcat mai multe personalități marcante. Mai frumos vocea mea, tu ești aga de flori, ce senin fără noi. Oba mea, nu aș putea să te uit. Două tinere talente din Iași și Rugiuna s-au interpretat poezii și cântece populare, creând o atmosferă de sărbătoare. Menționăm că evenimentul a fost moderat de Rodica Rodean, președinte Asociației Universul Prieteniei din Iași, organizator alături de Casa de Cultură Garabeti Brăileanu din Târgu Frumos.
Bun găsit, să vedem cum se anunță vremea în această săptămână. Dacă săptămâna trecută vorbeam de temperaturi cu 10 grade Celsius mai mari decât este normal în această perioadă, de această dată meteorologii avertizează că până la sfârșitul săptămânii, valorile termice vor scădea atât de mult încât vor fi mai mici decât normalul perioadei. La nivelul țării, prognoza meteo pentru ziua de marți anunță una cu scăderi de temperatură în nordul și nord-estul țării, precum și în zonele montane și submontane. Vor fi averse și descărcări electrice, valorile termice vor scădea, dar vor fi în normalul perioadei. În restul țării, vremea va fi frumoasă. Temperaturile maxime vor fi de aproximativ 20 de grade în Transilvania și nordul Moldovei și de 30 de grade, chiar 33, în Muntenia. Ziua de marți pentru județul Iași este anunțată de specialiști ca fiind cu maxime de 22 de grade Celsius, în mare parte însorit și cu șanse de precipitații. Vântul va sufla slab până la moderat. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe site-ul bitv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Suntem și pe Facebook. Sunt Ana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. O săptămână cât mai frumoasă. Numai bine!